Ce v-a plăcut cel mai mult să faceți dintre toate lucrurile pe care le-ați întreprins de-a lungul vieții? Să conduc Liga Profesionistă de Fotbal. Deci acolo a fost pasiunea, sufletul meu. Da, era ca o mânușă pentru mine și primul vicepreședinte al federației am fost. Dai seama, atâția ani de zile am condus fotbalul românesc. Iar când m-au dat afară, eram pe locul 7 în Europa și pe locul 9 în lume. Nu era. Cu fotbalul. Nu era. Iar acum avem fără număr, fără număr. Da. Asta este. Ce să fac? Cu Gigi Becali ați mai vorbit? Nu, n-am vorbit. E dispărut. Cum a dispărut? Păi cum, nu mai iese, nu vedeți că nu mai se în presă? Nu mai vorbiți? Păi, fraților, și eu am vrut să dispar, dar dacă mă sunați dimineața la prânz și seara, acum de la voi plec la o altă televiziune și nu știu unde mă duce Cristie, să mă duce ca pe Sfintele Moaște. Înțelegi? Așa. Păi dacă aveți ce să spuneți... Duminică mă duc la alții... Ai refuz pe câte trei. Pe unul le spun că sunt plecat, alții că sunt prin Bulgaria, prin Grecia, prin... Ce mi-e și rușine să... Pe unii mi-e rușine să-i refuz. Că sunt oameni care... Eu m-am înțeles în decursul anilor, înțelegi? Ce să... Domnul președinte, în bine, eu sunt și o persoană controversată așa. Să nu credeți că sunt numai înjurată. Am și eu simpatizanți foarte mulți. Normal. Și am și la mine se uită și cei care mă înjură și cei care mă apreciază. Păi asta înseamnă să aveți valoare, nu? Da. Voiam să vă întreb în încheiere, dacă puteți să ne povestiți, care a fost cea mai apropiată relație pe care ați avut-o în fotbal? Omul care este cel mai aproape de sufletul dumneavoastră și pe asta ne spuneți și omul cu care v-ați certat cel mai mult de-a lungul anilor. Dom'le, omul cu care, părerea mea, care mi-a fost cel mai apropiat și pe care l-am respectat cel mai mult a fost Naion Alexandrescu. Da. Fostul secretar general al Federației Române de Fotbal și fostul șef al Stelei. Da. Așa prieten am avut. Am avut prieten pe Jean Pădureanu, pe Romica Pașcu, bun prieten. Mamă, cooperativa veche. Da, da, da. Pe Ion Horoba. Așa. Pe Limoniu ăsta, ăștia sunt conducători, pe Borcea, doamne, și să mă, pe Nețoiu, ăștia erau conducători. Vă erau dragi? Erau conducători, băi, frate, da. Și eu i-am apreciat pe ăștia de la, și pe, dintre patroni, l-am apreciat și pe Copos, l-am apreciat pe Gigi Becali, să știți că a băgat bani mulți. Dar v-ați fi certat cu Gigi Becali de-a lungul timpului. Pe Badea de la Dinamo, era un respect nemaipomenit, domnule, pentru că erau conducători adevărați, băi, fraților. Mai știți cum era când mergea Dinamo în deplasare? Zici că venea tot Ministerul de Interne, numai mașini negre, nu, costume. Nu asta, bă, fraților. Ce protocoale putea să facă Borcea asta? Mișto? Băi, nene, așa. În istoria acestei țări, noi am fost cu el, așa. Erau munți de fructe de mare pe asta, toate băuturile la omenirii. Meci? Înainte de meci. Incredibil. Înainte. Deci era o plăcere să mergi să socializezi. Cu avioane private. Cu... Hai, Doamne, Dumnezeu, omul dracu. Da. Borcea, cel mai tare conducător care l-am avut eu în perioada când am fost eu la ăsta a fost. Deci protocoalele erau de nivel de Liga Campionilor, să zic așa? Ce văd? Nici nu se poate... Dom'le, n-auziți prin filme, nici prin filme... Nu. Cum, domne, nici prin filme? Adică cum? Ca lupul de pe Wall Street sau cum? Mă, oameni buni. Trimitea avionul și lua și lăutarii din țară, mă. Incredibil. Era diabolic, bă, ăsta, bă. Și Gagici? Bă, nu. 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 Gagici numai... Gigi Ștefan a avut niște folcloriste pe la Piatra Neamț. Cu chibulete. El cu arbitrii, cu astea, dar la noi, la conducător, nu. Și ăsta era, omul dracu cu penalti, să știi. Da, se pricepea la protocoale. El, Sechelariu, da. Sechelariu, ce protocoale făcea și Sechelariu. Dar mai așa, mai cu asta grătare, nu, cu... Nu, penalti era mai zgârcioc la... Da? Da. Cu toate că și el băga, făcea protocoale frumoase. Copos dădea un croissant măcar la oficial? Știi cine mai era conducător adevărat? Cine? Iancu. Marian Iancu? Ai, ce conducător era, Dumnezeule, Doamne. Și protocolul cum era la Iancu? Munții Carpați. Pe onoarea mea, dacă serios? Nu. Ai, da, meci. Dar cel mai tare Borcea, a spus, fructe de mare, șampanie. Șampanie, numai cristal. A, da? Nu admitea nici domn Perignonul la masă. Și era ceva...
Poate că și de asta l-au și băgat la pușcărie. Pentru că Borcea a cheltuit cel puțin 10 milioane de dolari din banii lui pentru fotbal. Și s-a dus și la pușcărie. Da. Ce să zic? Înțeleg că și Giovanni Becali făcea niște protocoale interesante pentru scouterii care veneau să transfere jucători. A, bine, Giovanni Becali, titan. Ca și... ca diplomat al fotbalului, aș spune. Hai, de bine și de bine. Ca să vorbim da, în limbajul fotbalului, avea vrăjeală bună. Dom'le, ce relații. Da. Giovanni Becali ce relații a avut în dar lumea fotbalului. Dar cum a ajuns președinte la nivelul ăsta? Eu am fost cu Giovanni Becali în Turcia. Da. În care au închis un casino ca să joace Giovanni Becali. Au închis total tot casino? A dat pe toată lumea afară, dumneavoastră, și l-a lăsat pe noi, patru inși care eram acolo. Bine, erați toți grei, cred. Cine mai era? Dumneavoastră, Giovanni? Nu, eram mai mulți. Dar, Giovanni Becali? Giovanni Becali în Anglia, cu Mourinho și cu ăsta, se țineau miliardarii după el. În Spania, la fel. În Portugalia, la fel. În Italia, nu mai vorbesc. Giovanni Becali e un titan, dar domnule. Ce are domnule, un titan. Ce făcea de atât de special? Băi, frate, carism, în primul rând vorbește 8 limbi. Da. Că le-o fi învățat prin pușcării, că le-o fi învățat prin nu știu cine. Băi, băiat deștept, ce să mai dăm după Cireș? Dar știe să-și facă relații. Iar Giovanni Becali, să țineți minte ce vă spun, a câștigat, dar și împărțit. Giovanni Becali mergea la masă cu el. Dacă patru ospătari îl serveau, Borcea la fel. Din prima dată le da câte 100 de dolari înainte de a începe aia să-l servească. Da, cu Borcea, nu puteai să mergi cu Borcea undeva. De ce? Cum intra, așa. Chema șeful. Așa. Pac, 500 de dolari. Haideți, domn președinte, 500 mi se 500, pare incredibil. 500, țineți minte ce vă spun eu. Dar cine-i John Gotti? Domnule, John Gotti domnule, aia se închinau și aia. Eu am fost cu el, ce vă spun eu acum, da. Este purul adevăr, domn. Ascultați-mă ce vă spun. Incredibil. Incredibil. Bani mulți de tot. Băi, oameni buni. A plecat după alt piedestal. Borcea a câștigat foarte mult și câștigă și acum. Da, îi merg Borcea și Nețoiu. Borcea, fii atent aici. Așa. Fii atent ce mi-a zis Nețoiu. Da. Recent spun în premiera, acum. Așa. Mi-a zis, bă, de 10 ani sunt în agricultură. Da. În 10 ani n-am câștigat cât am câștigat în 2 ani cu Borcea. Băi, Dumnezeu ăsta, bă, mi-a dat ploaie, toată țara n-a plouat, numai la mine a plouat de când m-am asociat cu Borcea. Ai mai și norocos. Bă, ai mai pomenit așa ceva? Știi cât au câștigat anul ăsta? Cred că 5 milioane de euro au câștigat. Dar Nețoiu ce mai face, domnul președinte? Nețoiu? Da. Nețoiu este unul dintre potenții oameni financiari acestei țări. Eu am fost la cetate și am văzut ce are. Bă, oameni buni, nu numai pământul, 25 de kilometri mergi cu mașina prin în mijlocul pământului lui care da, muncește. Da, da. 1300 de hectare sunt ale lor. Incredibil. Fii atent. Dar au lacul lor de pește. Au cabane. Au hoteluri cu piscină. La cetate, băi, oameni buni, țineți minte ce vă spun. Ăștia sunt... Da, muncesc. Păi, băi, se duc la cetate și stau pe câmp de dimineață până noaptea. Și el și Borcea. Le și place. Bă, nu e doar muncă. Să știi că Borcea, cred că e și pasiune. Borcea nu le avea cu agricultura. Dar acum, de la Nețoiul ăsta, te și îndrăgostești. Am fost și eu acolo. Am fost cu Pițurcă. Da. Am fost cu Pițurcă. Brigada veche, ca să zic așa. Da. Și am fost acolo și mi-a zis, bă, hai la fermă. Aveau câți vezi cu ochii pui crescuți de ăsta. Ia, bă, cât vrei. 30, 50, 100, ia, și când am auzit, vrei doi porci, vrei trei iezi, da? Bă, sunteți nebuni, eu am venit să văd ce e pe aici, nu să... Da, da. Pește, hai la pește, m-am dus la pește, cum dădeai cu undița, scoteai așa, da, era la culor, înțelegi? Lângă Dunăre, acolo. Da. Mi-a părut rău că nu l-am găsit și pe Dinescu. Am fost și am văzut și proprietatea lui Dinescu. A, da, că e și Dinescu. Da, 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 da. Ei se întâlnesc acolo și fac mese, fac astea. Și muncesc. Da. Păi da, dacă vedeți, încă o dată, dacă vedeți silozul pe care l-are Nețoiu cu Borcea și mașinile,
ultramoderne, cu aer condiționat, cu astea care îmbătești mașinile, ce vorbești, mergi singure, mergi singure, la 20 de kilometri întorc singure. E ceva de care prin filme vezi așa ceva, nu în România. Da. Și atunci, cum să nu ai admirație? Sau Copos. N-ați văzut, bă, ce bloc a făcut Coposul ăsta în fața Casei Scântei? Deci este de admirat, mă. Iar eu, eu am făcut acum lângă parc, lângă parcul Herăzău, cel mai frumos bloc, e aproape terminat. Cel mai frumos bloc din București. Da, aveți niște prețuri, lăsați-mă că... Dom'le, dar ești la 200 de metri de Herăstrău. Așa e. E făcut tot în piatră, din Germania adusă. Nu zic că nu-i bine făcut, dar aveți niște prețuri tot pentru milionari sunt făcute. Dom'le, faceți domnule și pentru oameni normali. Am făcut în Pipera și l-am vândut ieftin de tot în Pipera. Îmi pare rău că l-am vândut așa ieftin, că e o construcție formidabilă și ala din Pipera. Muncesc pentru nepoți, pentru... Mie nu mai trebuie nimic. Aveți nici la primărie, nici la primărie, dacă mă duc, nu primez niciun leu. Vă spun de acum. Eu nu vreau să primez niciun leu.